aș vrea să vă spun că dânsul este legat de zona aceasta subcarpatică. Brădetul, cred că e școală de viață, de existență. Noi avem legături speciale cu Curtea de Ardeș în fiecare an, în fiecare lună, câțiva dintre colegii noștri din cadrul Societății Culturale participăm la reuniunile de la Ardeș și în egală măsură și la Domnești. Și pe lângă toate acestea, soția mea ardeșancă, sigur din de pe Valea Berevoieștiului. Deci iată că se leagă lucrurile. Iar pentru că n-am să mai vorbesc, cred că deranjez, trebuie să avem simțul măsurii. Sigur, lansarea de astăzi este specială și o am reținut patru sintagme care merită să fie luate în seamă. Iluzii, trișorii, chicăloșii și aș mai aminti eu, ajunge un alt semnal. Și vorbind despre această cronică specială a timpului contemporan, îmi amintesc de un mare om al literelor românești, Caragiale. Și nu l-aș aminti dacă n-ar fi legat de Vâlcea și Argeș, a fost inspector școlar în Vâlcea și Argeș, și dacă n-aș aminti că o scrisoare pierdută își are o Vâlcea chiar la Vâlcea, zăvoiul despre care amintește Caragiale este zăvoiul nostru, că acest scandal și lucruri în alege s-au petrecut și la Horezul și la Ordele Mari.